Și ultima ședință extraordinară de Consiliu Județean din 28 martie a fost o mostră de bătălie politică pe fiecare proiect de hotărâre pe care o duc formațiunile politice ce doresc să-și conserve privilegiile în societățile comerciale ale Consiliului Județean până în ultima clipă, deși până la alegerile locale au rămas doar 2 luni mari și late. Consilierii PNL au solicitat explicații privind decizia președintelui Consiliului Județean Emilia Arcan de a retrage de pe ordinea de zi proiectul referitor la repartizarea pe formațiuni politice a funcțiilor în adunarea generală a acționarilor de la societățile APASERV și Troleibuzul. Care este motivul pentru care trageți de pe ordinea de zi un proiect de hotărâre? Aveți dreptul, sunteți inițiatorul, dar explicație morală se impune. Președintele Consiliului Județean Emilia Arcan a explicat consilierilor rațiunile pentru care retrage proiectul de hotărâre privind atribuirea locurilor în AGA APASERV și AGA Troleibuzul. Ține cont că eu am inițiat acest proiect, îl retrag pentru că nu sunt suficient de edificată cu anexele și am întâlnit... Doamna președinte, vă aveți majoritatea sau de ce? Nu sunt anexe. Vreau să mă edific mai bine cu privire la anexe. Liderul de grup al consilierilor liberali a cerut repartizarea echitabilă a funcțiilor în adunările generale ale acționarilor în funcție de algoritmul politic. Fiecare formațiune politică și vă cer public să reintroduceți pe unele zi sau să nu retrageți, argumentând următoarele. Noi, grupul PNL, suntem de acord ca fiecare formațiune politică să aibă reprezentare. Respectiv, pentru APASER, eu propun următoarea variantă. Consilier județean de la grupul PSD, unul de la PNR și unul de la UNPR. Președintele Consiliului Județean Neam s-a folosit de prerogativele sale de a retrage proiectul de hotărâre referitor la repartizarea consilierilor județeni în AGA. Dacă vreți să o luăm așa, ca să vă spun și eu la fel, că știu că și dumneavoastră aveți niște indicații foarte clare, sunteți în campanie electorală și... Haideți să le spunem în față. Dar este obligatoriu acum ca să alegem... Mai trece o lumă, nu să mai cheltuie bani la... De ce nu sunt proiectul 2 pe ordinea de zi? De ce nu sunt proiectul pe ordinea de zi la punctul 2? Este inițiat de mine și o să-l propun pentru ședința următoare. Consilierii liberali au făcut apel la reprezentanții tuturor formațiunilor politice să nu voteze proiectul retras de pe ordinea de zi. Cu toate acestea, fiecare grup de consilieri județeni a votat conform intereselor de partid, raportate la proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi și cu toate consecințele legate de imposibilitatea desfășurării ședințelor AGA.